Atenție la alimentație, masa de Paște trebuie să fie plină cu bunătăți tradiționale specifice acestei sărbători, însă de cele mai multe ori asocierea acestor preparate nu este tocmai benefică organismului, iar nutriționiștii ne recomandă să mâncăm cu pătat. În bucătăria românească există diversitate mare de alimente, în special pe bază de proteine și aici trebuie să avem foarte mare grijă pentru că, în general, chiar dacă nu tot postul, dar s-a postit sau s-au postit ultimele 2-3 săptămâni și atunci avalanșa mare de proteine de origine animală, asta înseamnă carne de miel, carne de ied, carne de iepure mai nou se poartă, um, carne de pasăre, de porc, iată se regăsesc și o multe, se regăsesc pe mesele românilor. Și atunci, dacă s-a ținut post, trebuie început pendelete, adică gusta din toate, însă nu făcut exces. Ce e foarte important este ca aceste um, alimente tradiționale românești să fie asociate, deci cu multă carne, să fie asociate cu multe legume, pentru că piața abundă acum în salată verde, în ridiche, în ceapă verde și atunci pe lângă orice conține carne, ou, să avem și multă salată. În ceea ce privește ordinea felurilor de mâncare, dar și micile plăceri dulci nevinovate, nutriționiștii ne împart câteva secrete pentru a ne bucura de ele fără a exagera. Inclusiv masa de prânz, pentru că vorbiți despre masa de prânz, să înceapă cu o supă. E foarte important acea supă. Dacă nu ne place miel sau nu avem putința să avem supă de miel, ciorbă de miel, măcar o ciorbă de pui sau o zeamă care să ajute mult digestia. Alimentelor care vor urma la felul 2 Vorbim despre deserturile de Paște Care sunt delicioase Așteptăm cozonacul, așteptăm pasca Le consumăm între mese Nu mâncăm un mic dejun copios și mai rad în șofelie de cozonac Porția undeva 150 de grame Un mic secret există și pentru a ne feri de risipa alimentară dacă vorbim despre buget, este într-adevăr limitat anul ăsta, în sensul că toate sunt foarte scumpe și atunci încercăm să limităm. Nu cumpărăm cantități mari ca să nu avem ce arunca, pentru că de multe ori aruncăm, adică ne facem calcul câte persoane sunt la masă plus 2. Potrivit nutriționiștilor, o atenție deosebită trebuie acordată și alimentației copiilor. Ea nu trebuie să difere foarte mult de cea a adulților, dar trebuie să fim atenți la gramaj și la consumul de sare. Copiii ar trebui să mănce cam același lucru, adică nu mâncăm ceva, nu le dăm copilor ceva foarte bun și ceva mai puțin bun nouă. Ăsta e motivul pentru care gătim dietetic. Nu punem foarte multă sare, iar dacă avem copii foarte mici, într-adevăr, vor fi porții separate fără sodiu, adică fără sare adăugată. În plus, cantitatea de carne va fi mai mică, raportat la vârsta copilului, însă e iarăși important să-i obișnim cu gustul tradiției. Atâta timp cât mâncăm noi, nu știu, carne de miel sau drop de miel, un cubuleț ar trebui oferit și copilului, pentru că în felul ăsta va ști cum să, cum să ducă mai departe tradiția mesei de Paște. De asemenea, specialiștii în alimentație ne reamintesc importanța hidratării și a odihnei, dar mai ales să nu uităm că această sărbătoare este despre lumină și iubire, mai mult decât despre bucatele pe